Spre bucuria copiilor, anul acesta comunitatea din Dumbrăvița a sărbătorit Halloween-ul cu mare fast. Ziua de joi a început în parcul proaspăt inaugurat din zona Fervenția 2, unde locuitorii au fost mobilizați exemplar de Daniel Ighișan, activist civic local, deosebit de implicat în viața comunității. Ideea acțiunii a venit de la toți vecinii din zonă și scopul a fost să unească comunitatea, să aducă vecinii împreună și să reușim să facem un eveniment frumos pentru copiii noștri și pentru copiii din Dumbrăviță. Grupul Țintă este grupul cartierului nostru, cum îl numim. E un grup de 10-15 străzi unde ne știm toți între noi, ne salutăm pe stradă și, după cum vedeți, am făcut prăjituri, am muncit, am decorat parcul împreună astăzi. A fost o activitate de comunitate. Organizatorii evenimentului din Parcul Tera au pregătit o serie de activități dedicate în special copiilor, cu ocazia sărbătoririi de Halloween. Printre altele, ei au avut ocazia să participe la ateliere de face painting, sculptat dovleci sau de preparat poțiunea magică. Am pregătit ateliere de face painting pentru copii. Sunt foarte atractive, se bucură foarte mult copiii. Avem niște, mini-ateliere de gătit, în sensul că sunt deja gătite prăjiturile, dar copiii le gustă cu drag. Avem un stand de băuturi, limonade și ceaiuri. Și mai avem multe, multe joculete pentru copii. Sunt foarte încântată, dat fiind faptul că locuiesc în apropiere, iar faptul că în Dumbrăvița se pot organiza și astfel de evenimente e un lucru minunat. Atrage copii, copiii sunt fericiți, asta e cel mai important lucru. Spre lăsarea serii, cei mici costumați, așa cum se cuvine, au colindat locuitorii din zona de nord-vest pentru a primi dulciuri, așa cum spune tradiția. Evenimentul are și un scop caritabil. Ce veți face cu banii strânși? Banii strânși vor merge de sărbători la copii nevoiași din județul Timiș. Scopul acțiunii, da, este și caritabil, se va prelungi și sâmbătă cu un târg de prăjituri făcute de mămicile din cartier, cu un târg de jucării uzate, cu un târg de hăinuțe care au rămas mici copiilor și care o să fie donate, și sperăm să putem să facem un bine, cât de mic ar fi el. În sala de mese a școlii gimnaziale din Dumbrăvița a avut loc un alt eveniment cu ocazia Halloween-ului pentru a duce împreună părinții și copiii, organizat de Sorin Drăgoi. Copiii au avut ocazia să participe la ateliere de pictat și sculptat dovleci, iar la final s-a ales cel mai frumos dovleac. Organizatorii evenimentului dedicat familiilor dumbrăvițene au dorit un Halloween mai puțin spooky, astfel că la finalul serii au vizionat împreună filmul Coco, unde tânărul Miguel pornește într-o călătorie magică pe tărâmul strămoșilor săi. Halloween-ul de pe strada Grama are deja tradiție în comună. Nu a fost de mirare că aici s-au adunat probabil cei mai mulți copii și părinți. După întâlnirea din jurul focului, cei mici au mers la colindat pe străzile din zona Bisericii Greco-Catolice Nașterea Maicii Domnului, întrebând trick or treat. Despre cum a evoluat acest obicei ne-a vorbit Cosmin Dan, inițiatorul evenimentului. Am ajuns la a treia ediție. Traseul este cam același ca și în anii trecuți, pe 2, 3, 4 străzi în apropiere, cât să poată copiii să parcurgă pe jos distanța, funcție și de frig, de condiții. Până la urmă, tradiția este că pornim din același loc de aici și în funcție de cum se anunță vecinii că sunt disponibili să-i primească pe copii cu dulciuri, ne facem și traseul, ne adaptăm traseul.